Cuvântul Domnului vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: Scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa, că îl voi nimici, dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi sau că îl voi sădi, dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi, așa vorbește Domnul: Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are, îndreptați-vă umbletele și faptele. Amin. Dumnezeu ne vorbește prin prorocul Ieremia. A fost un om al lui Dumnezeu care a slujit în vremuri grele, datorită stării sufletești pe care o avea poporul Israel, în urma unor împărați care au făcut ce este rău înaintea Domnului și au îndepărtat pe Israel de legea Domnului, de calea Domnului, și poporul a început să trăiască în neascultare, înstrăinat din ce în ce mai mult de Dumnezeul lui și complăcându-se în tot felul de lucruri păgâne, în tot felul de lucruri străine și contrare voii lui Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul Pavel la Evrei, capitolul 1, Dumnezeu ne-a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri prin proroci. Chiar și prorocul Ieremia are atâtea mesaje pentru Israel. Vorbește când într-un fel, când în altul, doar poporul acesta va înțelege dragostea lui Dumnezeu, care dorește împăcarea cu el, dorește să dea iertare pentru trecutul vinovat și dorește să asigure un viitor binecuvântat pentru cei care sunt ai lui. În capitolul 18, Dumnezeu hotărăște să mai vorbească încă o dată acestui popor. Mai hotărăște încă o lucrare de evangelizare pentru poporul acesta. Încă o chemare la întoarcere, la împăcare cu Dumnezeu, în vederea mântuirii, în vederea binecuvântării viitoare. Doar s-or gândi cei din Israel ca în sfârșit să se lase de calea lor ce area, să se întoarcă la Dumnezeu și să intre cu viața pe făgașul ascultării de Dumnezeu. Și Domnul îi spune lui Ieremia: Ieremia, coboară-te în valea Bet-Hinom. Acolo la poarta Bet-Hinom sunt atelierele olarilor. Probabil că era acolo un teren, un pământ bun pentru olărit, din care oamenii aceștia aveau posibilitatea să confecționeze atâtea vase de care poporul avea așa mare nevoie în vremea respectivă. Olarii deci aveau destul de lucru. Și Ieremia coboară acolo în casa olarului. El, în ascultare de Domnul, știe că acolo Domnul are pentru el un mesaj. Este foarte atent la ceea ce se întâmplă. Și după cum ne lasă Scriptura să înțelegem, el a văzut acolo
cum lucrează olarul respectiv. Din grămada aia pregătită de Lut, Lut care a fost frământat, Lut care a fost ales și curățit de tot felul de impurități, a cântărit în mâna lui olarul o bucată potrivit cu ceea ce avea în mintea lui ca să facă. Are în planul lui un anume vas, pentru o anume întrebuințare. Ceea ce lucrează, el vine să rezolve o anumită nevoie. Și el cântărește lutul acela și apoi, cu o lovitură puternică, lipește lutul acela de masa de lucru. Cum sunt mecanismele care le aveau atunci, masa aceea începe să se învârtă și devine practic roata de lucru a olarului. Olarul își moaie degetele în apă, începe să pună mâna pe lutul acela și încet, încet, sub degetele pricepute ale olarului, lutul acela începe să se înalțe, să prindă contur și încet, încet, olarul ăla să dea forma vasului așa cum îl dorește el, așa cum l-a gândit și vrea el să-l ducă la împlinire. Dar ne spune Ieremia că olarul acesta a avut un accident în timpul lucrului. Vasul care trebuia să reușească a ieșit de fapt un rebut. Și atunci, în situația asta, cu o lovitură de sus în jos, olarul lovește peste vasul ăla nereușit. Pământul ăla devine din nou o grămadă informă pe masa de lucru. Olarul își moaie din nou degetele în apă. Începe din nou să lucreze și probabil de data asta e mult mai preocupat, mult mai atent, mult mai delicat la ceea ce are de gând să facă. Și încet, încet, vasul ăla se ridică. Forma lui arată măiestria olarului și conturul lui este potrivit cu ceea ce olarul are de gând să facă în viitor cu acest vas. Dar aș vrea să ne întoarcem, de fapt, la ceea ce vrea să ne spună cuvântul aici. La ceea ce Dumnezeu avea de vorbit cu Ieremia. După ce vasul ăsta a reușit, mulțumit olarul își curăță mâinile, apoi decupează de pe masa de lucru vasul acela și îl pune deoparte pe polița de uscare. Va veni vremea potrivită când va fi destul de uscat să-l ia de acolo și să-l bage în cuptor și să-l ardă acolo și să-i dea acolo rezistența necesară și poate să pună pe el smalțul cu ceea ce trebuie să arate în continuare vasul pentru ca lucrarea asta să fie dusă la bun sfârșit. Merită să reținem expresia asta a pune deoparte, pentru că de fapt această expresie e legată de procesul de sfințire prin care Dumnezeu ia pe cineva și îl hotărăște pentru o anume lucrare și îl formează și îi formează caracterul și îl echipează cu ceea ce e necesar ca să-l pună în lucrul lui. Și Scriptura spune că Duhul Sfânt ne echipează cu daruri, că Domnul Iisus Hristos ne alege pentru slujbe și Dumnezeu, care lucrează totul și în toți, are lucrările Lui de făcut cu oameni echipați de Duhul Sfânt și aleși de Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să fim asemenea oameni. După ce și-a terminat olarul treaba asta, Ieremia aude vocea Domnului. E tare interesant să te gândești la omul acesta, ce legătură avea cu Dumnezeu încât urechea lui auzea vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbea clar, lămurit, pe înțelesul lui, pentru ca apoi el să vină din partea Domnului și să spună, ascultă poporule, sau ascultă suflete, așa vorbește Domnul. Oameni care au avut o legătură specială cu Dumnezeu. Îmi povestea un frate de la Iași despre fratele Marcu Nichifor. Cam toți am auzit despre el și despre familia lui.
Fratele Marcu îmi spunea, acest frate găzduia deseori la mine la Iași. Și odată îmi spune într-o seară, Vasile, mâine dimineață să nu te mai scoli și să te pregătești pentru mine. Eu am să mă trezesc dimineață pe la 5 și o să plec la gară, trebuie să ajung la București să mă întâlnesc cu cineva și tot la București o să vină și Ada, soția mea, să ne întâlnim acolo. Și fratele zice, frate Marcu, să spun ceasul să sune. Și fratele Marcu zice, nu-i nevoie, Vasile, pe mine mă trezește Duhul Domnului. Frate Marcu, hai să spun ceasul. Măi, Vasile, stai liniștit. Și frații s-au culcat. A doua zi dimineață, spune fratele Vasile, m-am trezit pe la 7, mă uit în camera fratelui Marcu și fratele Marcu doarme dus. Se gândea că a greșit fratele Marcu. Dar zice, l-am trezit și am spus, frate Marcu, ce s-a întâmplat? N-ai auzit vocea Duhului? Nu, Vasile, zice fratele Marcu. Azi noapte a venit Duhul Domnului la mine și mi-a spus, Nichifor, nu te mai duce la București, că omul ăla nu o să vină la București. Și n-ai să ai cu cine te întâlne. Te duci degeaba. Dar, zice fratele Vasile, dar cum rămâne cu sora Ada? Că trebuia și ea să vină la București. Vine degeaba? Zice, nu. Eu cred că Duhul Domnului a spus și ei azi noapte să nu vină la București. Dar tu știi cum sunt femeile. Cred că i-a spus de mai multe ori până a înțeles. Când am auzit lucrul ăsta, zice fratele Vasile, am spus, știi cumva la ce familie stă la Timișoara acolo? Da. Ai un telefon? Da. Am luat imediat telefonul, zice, și am dat telefon la familia aia. O aveți pe sora Ada la dumneavoastră? Da. Dați-mi un pic la telefon. Când a venit la telefon, zic, sora Ada, ce ai făcut? Trebuia să te întâlnești astăzi la București cu fratele Marco. O, zice, măi, Vasile, a venit Duhul Domnului azi noapte și mi-a spus, degeaba te duci la București, că Marco nu o să fie la București din cauza că omul ăla nu se ține de cuvânt și nu vine. Și atunci nu m-am mai dus nici eu. Ce fel de oameni erau oamenii ăștia? Atunci când vorbim despre Ieremia, că auzea vocea Domnului, ne gândim cumva că asemenea experiențe sunt de domeniul istoriei, sunt doar trecutul. Dar oamenii ăștia au trăit în mijlocul nostru. Am avut ocazia să-i cunoaștem personal. Au fost oameni care în condițiile noastre de azi au trăit viața lor de părtășie, de rugăciune, o viață de comuniune reală cu Dumnezeu. Și încet, încet, urechea lor a fost fixată pe lungimea de undă pe care Duhul lui Dumnezeu vorbește și clar și lămurit, Duhul Domnului le-a spus la un moment dat ce au de făcut. Într-o altă împrejurare povestea fratele Medrea, pentru că e mai aproape de dumneavoastră aici, era cu un grup de tineri undeva în Petroșani, în Valea Jiului. Cântau, cum am auzit astăzi cântările astea, frații erau bucuroși în seara aia și îi rugau pe tineri, mai cântați câteva cântări. Și tinerii s-au scuzat și au zis, fraților, pierdem trenul. Deodată fratele Medrea se ridică și spune, fraților, puteți cânta mai departe, trenul are întârziere 50 de minute. Când am auzit asta, spuneau unii dintre tineri, am zis, în seara asta cred că fratele Medrea ne plătește taxiul până la Hunedoara acasă. Au mai cântat ei vreo jumătate de oră, au întins credința lor și au mai cântat vreo jumătate de oră, după care în sfârșit au încheiat și s-au dus la gară. Când au ajuns la informații și au întrebat de tren, zice, trenul are întârziere 50 de minute. L-au întrebat pe fratele Medrea, frate Medrea, explică-ne, suntem tineri, să știm și noi cum de ai știut. Zice, mă uitam la ceea ce se întâmpla, mă uitam la atmosfera aia și la frumusețea aia părtășiei din biserică și m-am rugat, Doamne, fă cumva să se prelungească bucuria asta. Și deodată am auzit în urechea mea difuzorul de la gara din Petroșani care spunea, trenul cu tare către Simeria are întârziere, 50 de minute. Dragii mei, e mare lucru să putem auzi vocea lui Dumnezeu. Să auzi vocea lui Dumnezeu când ești copilul lui, să știi când să pornești, să știi când să te oprești, să știi când trebuie să faci la dreapta sau la stânga și să te poată folosi Dumnezeu ca pe un vas minunat
folositor, vas de cinste în lucrul lui. Dar până să ajungem la asta, este nevoie ca prietenul acesta drag, al cărui suflet îl iubește Dumnezeu, să înțeleagă niște lucruri, să priceapă de fapt ce vrea Dumnezeu să ne spună la fiecare în textul acesta. Du-te, zice Domnul, și spune lui Israel, oare nu-i tot așa între mine și voi casa lui Israel? Nu sunteți voi ca lutul în mâna mea? Și nu sunt eu ca olarul care pot dispune de fiecare din voi? Când auzim cuvintele astea, Duhul lui Dumnezeu ne trimite la cartea Geneza, la începuturi, și în capitolul 2, la prima carte din Scriptură, versetul 7 spune așa, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Scriptura ne arată că primul olar a fost Dumnezeu. El a fost acela care a frământat țărâna pământului. El a fost acela care a modelat-o după chipul lui și pur și simplu el și-a imprimat chipul lui în făptura fiecăruia dintre noi. Ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. După ce ne-a dat forma aceea care să-l ilustreze, să-l reprezinte pe el în spațiu și în timp. După aceea a suflat suflare de viață. S-a întâmplat ceva acolo. Nu știu cum decât așa vă pot explica. A fost acolo o lucrare care pur și simplu depășește puterea noastră de înțelegere. Dar omul a început să miște. Dumnezeu a pus viață în țărână. Îl vedem în Egipt când sunt plăgile și minunile alea ale lui Dumnezeu. Întinge degetul către țărâna Egiptului și țărâna aia prinde viață și boabele alea de țărână devin păduchi, încearcă vrăjitorii, au și ei legătură cu duhurile întunericului, repetă și copie și ei minunile lui Dumnezeu, prorocul mincinos vrea să se substituie Duhului Sfânt, să facă și el lucrări minunate. Când e vorba de viață, viața aparține lui Dumnezeu. Viața vine numai din Dumnezeu și în niciun fel, în nicio evoluție. Nu se poate ca viața să apară în țărână decât atunci când e degetul lui Dumnezeu sau atunci când plămădește și apare suflarea vieții din Dumnezeu. Dragii mei, suntem vasele lui Dumnezeu. Și când marele olar a luat țărâna în mâna lui și când ne-a dat formă, și când ne-a făcut așa cum suntem, El ne-a făcut pentru diferite folosințe. Și în vederea a ceea ce Dumnezeu a vrut să facă cu noi, ca un olar care zice vasul ăsta trebuie să aibă în așa fel forma lui și buza lui superioară ca să poată omul să bea apă din el. Trebuie să-i dau o formă în așa fel atunci când vei turna din vasul ăsta să nu curgă pe lături, să curgă unde trebuie. Trebuie să-i dau o asemenea formă încât vasul ăsta să fie la un moment dat și acoperit și să nu ajungă impurități în el. Și în felul ăsta, într-un fel sau altul, olarul face vasele. Haideți să revenim la noi. Când ți-a dat Dumnezeu o voce ca de privighetoare, și poți să cânți cel mai minunat tenor, sau poți să te ridici cu sopranul până la notele cele mai înalte, sau cu altul, pentru ce ți-a dat vocea asta? Să ajungi un cântăreț sau o cântăreață. Și, Doamne, câți au ajuns niște adevărate stele, artiști ai poporului, oameni cunoscuți în țări, și peste hotare, și peste țări și mări. Dar uitați-vă la ei. Pentru asta oare le-a dat Dumnezeu vocea să cânte tot felul de mesaje stricate,
Ți-am dat vocea asta și în loc să-mi cânți mie laudă, ai cântat curvia, ai cântat beția, ai cântat infidelitatea, ai cântat viclenia, ai cântat ura, ai cântat tot felul de mesaje satanice și ai stârnit la răzvrătire, la neascultare de părinți, la rebeliune, la revoltă. Ce ai făcut cu darul ăsta pe care eu ți l-am dat? Ți-am dat meșteșugul cuvântului. Așa de bine știi să potrivești cuvintele în propoziții și propozițiile în frază. Și ești un om sfătos și îi drag omului să stea de vorbă cu tine, dacă se poate, de la București până la Timișoara sau de la Timișoara până la Iași. Și de a avea asemenea oameni să treacă mai repede timpul de călătorie, te-ai bucura așa de mult. Dar Scriptura spune, cine vorbește, să vorbească cuvintele Domnului. Ce ai făcut cu meșteșugul cuvântului? Ți-am dat cuvintele astea să fii un om care exprimă cu sinceritate ce gândește și ce merită oamenii să audă. Ce ai făcut cu darul ăsta? Te-ai învățat să vorbești diplomatic. Nu să spui ce gândești. Să știi să ascunzi foarte bine ce de fapt ai în intenție. Și ai mințit, și ai hulit, și ai blestemat, și ai înjurat, și ai avut tot felul de lucruri putrede și stricăcioase, și în loc să ridici spre un om cu cuvântul tău, tu ai fost omul care ai dărâmat și ai rănit atâtea suflete. Pentru ce ți-am dat meșteșugul cuvântului? Ți-am dat un dar de ispravnic, un gospodar priceput, un manager, să vorbim în limbajul actual. Ești gata și ești în stare să faci bani din piatră seacă dacă e nevoie. Pretutinde unde te uiți, știi într-adevăr să rânduiești treburile, știi într-adevăr să folosești materialele, știi să creezi locuri de muncă, poți să fii o binecuvântare pentru oameni, poți într-adevăr să aduni bogății. Pentru ce? Ca să trăiești în mai multă stricăciune? Ca să uiți pe nevasta tinereții tale? Ca să te încurci cu altcineva? Ca să crești copiii buieci fără prețuirea muncii, fără disciplină, fără simțul milei și compasiunii față de cei care n-au? N-ai plătit la timp celor care ți-au lucrat, n-ai fost cinstit cu ei, n-ai fost loial în afaceri. N-ai înțeles că de fapt ți-am dat darul ăsta pentru ca să zidești împărăția lui Dumnezeu și acolo unde este nevoie, ceea ce ai și ceea ce aduni, să pui la banca cerului, să convertești în valută cerească, să știi să-ți faci partea ta și să aduci contribuția ta la zidirea împărăției lui Dumnezeu. Cum ai administrat ceea ce ți-am dat? Și frați și surori, putem să continuăm în felul acesta. Fiecare din noi are aptitudini, fiecare din noi are talentele lui, are darul sau darurile lui. Fiecare suntem în stare să facem la un moment dat un lucru cum poate nimeni altul nu-l mai poate face. Pentru cine trăim? Pentru noi sau pentru Dumnezeu? Poate olarul să se folosească de vasul pe care și l-a făcut după buna lui plăcere și pentru nobila lui intenție? Nu sunt tot la fel ca și olarul acesta față de voi, casa lui Israel. Dragii mei, ajungem în momentul acesta să stăm, să ne gândim și să spunem, dacă Dumnezeu este marele olar, și dacă noi suntem vasele Lui, ce se întâmplă când Dumnezeu constată că eu sunt un vas nereușit? Că de fapt nu mă poate folosi pentru lucrarea pe care El a avut-o în planul Lui minunat pentru viața mea. Toamna trecută, cred că am primit unul din cele mai ciudate telefoane pe care le-am primit în viața mea. Lucram ceva și la un moment dat a sunat telefonul și la capătul celălalt era o voce bărbătească. Frate Candreanu, noi nu ne cunoaștem.
Nu știu dacă ne-am întâlnit vreodată personal, dar știu că tata socru spunea, el v-a cunoscut, v-a apreciat foarte mult, vorbea cu atâta bucurie și cu atâta pasiune despre dumneavoastră. Asculta predicile dumneavoastră. Cred că i-ar fi plăcut, spunea respectivul, ca să fiți la mormântarea lui. De aceea am hotărât cu familia să vă chemăm la mormântarea lui tata socru, joia viitoare. Joia viitoare era la o distanță de 10 zile, în ziua când am primit telefonul. O mormântare fixată peste 10 zile. Nu se întâmplă în fiecare zi așa ceva. Am stat și mi-am făcut socoteala în gând și, gândindu-mă la program, am zis, cred că e posibil să ajung. Și apoi respectivul mi-a spus, suntem la Linz, în Austria, și am dorit să veniți aici. Va fi mormântarea în ziua de joi, ar fi bine să ajungeți mai repede, să fiți la o seară de priveghi, și cu ajutorul lui Dumnezeu am promis că voi ajunge. Plecând încolo pe drum, am aflat din discuții telefonice de fapt ce s-a întâmplat. O familie de undeva din părțile Dorohoiului, când s-a făcut industrializarea, s-a mutat la Hunedoara pentru că începuse combinatul. Au crescut feciori, au crescut fetele, familia asta mai mare, a ajuns o încrengătură de familie în biserica din Hunedoara. După Revoluție, din aceste familii, un frate și-a luat familia lui și a plecat în Austria. Imediat cum a ajuns acolo, povesteau frații, primului gând a fost să-și caute alți frați de credință și să înceapă o biserică. Și s-a întâlnit vreo 4-5 familii, baptiști, pentecostali, au început o biserică românească. Și biserica a crescut. Și au venit și alții, și alții, și alții. La un moment dat, spune, eram peste 200. Și atunci am zis, acum, zice, și așa nu ne încape locul, putem să ne împărțim confesional și să facem o biserică baptistă, o biserică pentecostală, să putem să ne întâlnim și să ne încapă locurile de adunare. S-au despărțit, dar au rămas în legătura frățească. Cu pace fiecare s-a gândit în ce parte va frecventa. Și spuneau cei de acolo, fratele Sandu a fost pentru noi ca un tată. A fost pentru noi, zice, ca un părinte care ne sfătuia la vreme de nevoie. Cu câteva zile înainte de a primi telefonul, îi venise o rudenie din America. Găzduise la cineva din rudenile lor de acolo și într-o seară el și-a luat soția, s-a dus să se întâlnească cu persoana respectivă. Au intrat într-un bloc vorbind românește, nu și-au dat seama că cineva ascultă. Au stat până după ora 10 seara și am întrebat după aceea, o fi fost ceva petrecere acolo, ați vorbit, poate ați fost mai zgomotoși, poate ați deranjat vecinii sau pe cineva. Zice, nu, în Austria nu-ți permiți așa ceva. Am fost cât se poate de liniștiți. După ora 10 au coborât din bloc. În fața blocului venise feciorul lui de vreo 40 de ani, cu două fetițe de vreo 7, de vreo 9 ani, și a tras mașina undeva aproape de ușa blocului ca să îi ia acasă. În momentul când au ieșit pe ușa blocului, prima a ieșit sora. Din boscheții de vis-a-vis s-a ridicat un om cu armă în mână și a împușcat. Și a lovit-o pe sora undeva, pe lângă rinichi. A căzut acolo lângă ușa blocului într-o baltă de sânge. Apoi, cu arma în mână, s-a îndreptat către mașina aceea, înțeles că e cu ei, și bunicul când a văzut că nepoatele sunt în bătaia armei, și-a lăsat soția acolo și a fugit înaintea omului să se pună în fața nepoatelor sale. A tras în el 3 gloanțe și 2 au trecut prin inimă și l-au omorât pe loc. Feciorul lui a sărit și el din mașină îngrozit, și groaza aia de a-și vedea copiii în pericolul ăsta l-a făcut să aibă în el atâta putere încât a sărit pe respectivul și s-a luptat cu el pe viață și pe moarte. A fost împușcat și el odată, junghiat de vreo 2 ori cu baioneta aia care o avea respectivul de la armă, dar până la urmă, zice, a reușit cu patul armei să-l țină cumva sufocat și imobilizat
până a venit poliția și l-a încătușat. Un fost mercenar, întors de prin Irak, de prin Afganistan, de pe fronturile astea internaționale, probabil rămas cu ceva sechele psihice, când ăștia îi puneau cătușele, prima lui declarație a fost să plece străini acasă. Ce caută ei în țara mea? Nu pot respira din cauza lor. Un nazist. Stăteam și ascultam mărturiile fraților. Când au început să vorbească și să aducă rând pe rând mărturii la privei, și când fiecare spunea cu atâta dragoste despre fratele Sandu, în mintea mea mereu creșteau semnele de întrebare și mă gândeam, Doamne, dar de ce s-a întâmplat asta? De ce ai îngăduit așa ceva? Soția lui, într-un spital multe zile, n-a știut că soțul este mort. Îl credea în alt spital. Feciorul lui și el, împușcat și înjunghiat, era dus la alt spital. El la morgă l-au ținut atâtea zile pentru ca să-și revină și cei din familie și să poată și ei participa la mormântare. Doamne, de ce? La un moment dat a luat cuvântul fratele păstor de la Pentecostali și parcă a început să se lumineze în mintea mea. El spunea, zice, fratele Sandu a fost la rugăciune ca de obicei, ne întâlneam săptămânal cu lucrătorii din cele două biserici la rugăciune și zice, ultima lui rugăciune, făcută cu 3 zile înainte de a muri, a fost cam în felul acesta, Doamne, eu sunt pregătit și dacă este voia Ta, Te rog să mă iei acasă. Tu știi sănătatea mea și vârsta mea și, Doamne, dacă este voia Ta, eu sunt gata să plec la Tine. Dacă vrei să mă mai lași, Doamne, sunt gata să rămân aici să Te slujesc până la capăt. Dar, Doamne, am o rugăminte. Adun copiii înapoi în adunare. Doamne, eu nu pot pleca la Tine dacă nu s-a asigurat, Doamne, că și copiii mei vor veni să petrecem veșnicia împreună. Doamne, asta e singura dorință care o mai am eu pe pământul ăsta. Adun copiii înapoi în adunare. Deci asta a fost ultima lui rugăciune. A venit ziua mormântării. Mulți oameni. O stare duhovnicească deosebită, o stare de cercetare. Au venit ambulanțele și a coborât într-un căruț soția lui adusă de brancardiere acolo și apoi feciorul lui au participat și ei acolo pe marginea gropii la mormântare. Când a început să se coboare sicriul în mormânt, feciorul lui a zis, acum cred că a venit timpul să iau locul lui tata în adunare. S-a frânt inima lui. A înțeles dragostea lui Dumnezeu, rugăciunile pe care le-a făcut tata înainte de plecare, se întorceau acum cu răspunsul pe care el și l-a dorit. În starea în care era, n-am putut să stau de vorbă cu el mai mult, dar l-aș fi întrebat, măi omule, chiar a fost nevoie de așa ceva? Să vezi mama ta împușcată într-o baltă de sânge, să vezi tatăl tău împușcat mortal sub ochii tăi, să vezi copiii tăi în bătaia armei, tu însuți să fii împușcat, înjunghiat, să ajungi aici pe marginea gropii, să te desparți de tata și în sfârșit, să îngenunchezi și tu cu inima și să spui, Doamne, acum mă întorc acasă? Am rămas atât de răvășit în sufletul meu și am rămas pentru mine întrebarea, oare nu se putea și altfel? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne spune că se poate și altfel. Când auzim cântarea care spune, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul și eu lutul, fă-mă să fiu pe placul Tău acum când stau la cuvântul Tău. Versurile astea, pe bază biblică, ne spun că se poate și altfel. Că nu-i nevoie ca să ajungem până acolo, ca olarul să fie obligat să lase lovitura aia de sus în jos. Că nu-i nevoie să te vezi doar pe masa de operație și în sfârșit să-ți aduci aminte de marele olar, de Dumnezeu care te-a făcut după chipul Lui și are un plan pentru viața ta. De ce-i nevoie să cadă lovitura așa de greu?
De ce ai nevoie de accidente, de nenorociri? De ce ai nevoie să te scoată descarcerarea dintre fiare și să se mire că ai mai rămas întreg? Numai așa vrei ca în sfârșit să ajungi și să spui: Doamne, îmi dau seama că nu se poate decât să mă predau în mâna Ta, pentru că nu mai am ieșire, Doamne. M-ai înconjurat din toate părțile. Dragii mei, avem un Dumnezeu care spune Scriptura că nu se bucură de durerea cuiva. El, zice Scriptura, nu mâhnește bucuros pe cineva. El ne arată cuvântul lui Dumnezeu, nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca păcătosul să se întoarcă și să trăiască. De ce îl obligăm pe Dumnezeu la asemenea decizii? Uite, zice Domnul, deodată zic despre o cetate, despre un popor, dar tot la fel zice despre o familie, despre un suflet, că-l voi pedepsi, că-l voi lovi. Dar dacă se pocăiește, dacă se întoarce, dacă se lasă de răul lui, și mie, zice Dumnezeu, îmi pare rău de răul care aveam de gând să-i fac și nu-l mai fac. Contează atitudinea noastră față de Dumnezeul nostru. Pentru că atunci când ne-a dat suflare de viață, ne-a dat și o personalitate proprie. Și ne-a dat libertate de decizie. Și noi avem dreptul la alegere. Dar în același timp vom suporta consecințele. În urma alegerilor noastre și a libertății pe care ne-a dat-o, suntem responsabili. Ce facem cu viața noastră? Ne spune așa de minunat Cartea Faptele Apostolilor. O mulțime de preoți veneau la credință, zice evanghelistul Luca acolo. Dar fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei și n-au primit botezul lui Ioan. N-au primit mesajul pocăinței. Nu s-au întors la Dumnezeu. Era un plan pentru ei. Dar au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Am stat și m-am gândit dacă în ziua judecății ar avea oamenii drept la cuvânt și libertate ca aici pe pământ, atunci pur și simplu vor îngheța de groază. Dar dacă ar întreba vreunul: Doamne, chiar ai avut un plan cu fariseii? Dumnezeu poate să cheme de acolo pe Sfântul Apostol Pavel. Și îl poate întreba: Pavele, ce ai fost tu înainte de a fi apostolul neamurilor? Și Pavel va putea să spună cum a spus în Sinedriu: eu am fost fariseu după cea mai îngustă partidă. El, Pavel, un tânăr venit din seminția lui Beniamin la Ierusalim. Ăștia din seminția lui Beniamin aveau mereu frustrarea că din neamul lor a fost primul împărat, dar că nu s-a mai respectat spița regală a casei lui Saul și a trecut dreptul împărătesc la seminția lui Iuda. Și erau oameni foarte viteji. Scriptura spune despre unii din ei că cel mai slab se lupta cu 100 de luptători și cel mai tare cu 1000 de luptători. Nu știu cum reușeau asta, dar dacă citim între vitejii Vechiului Testament, găsim pe stângacii din seminția lui Beniamin că erau niște oameni de felul acesta. Și ambițiosul ăsta tânăr a venit din Tarsul Cilicei și a intrat la Ierusalim la una din cele mai grozave academii, la picioarele lui Gamaliel. Și a învățat tot ce se putea învăța. Și văgându-se printre bătrânii lui Israel, a ajuns cunoscut printre ei. A ajuns capitanul aprozilor de la templu. A intrat în poziția aia, în inchiziția aia religioasă și el era plin de râvnă pentru legea Vechiului Testament. Pentru că nu înțelegea învățătura Domnului Iisus Hristos, a început să-i prigonească pe ucenici și biserica Domnului. A plecat convins că trebuie să facă lucrul ăsta și în Siria, la Damasc. Dar pe drum, lovitura olarului a căzut de sus în jos. În momentul când l-a lovit marele olar, a căzut la picioarele lui și a auzit glasul: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Doamne, cine ești Tu? Și Domnul Iisus îi se face cunoscut.
I-a fost luată vederea ochilor pentru câteva zile. În urma acestei experiențe a rămas cu un țepuș în coastă și toată viața a slujit în slăbiciunea trupului. Unii cred că a rămas bolnav cu ochii pentru că scria cu litere mari când se semna în epistolele lui, din cauza că avea vederea slabă. Sau poate că avea altă neputință trupească. Dar în urma loviturii a trebuit să suspine toată viața. De 3 ori, zice, m-am rugat să mă vindece Domnul și Domnul a spus, harul meu îți este îndeajuns. Rămâi așa. Și auziți-l pe Apostolul Pavel, cum spune el la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. El care se credea de piatră, el care se credea atât de puternic și plin de viață, el care prigonea și schingiuia pe slujitorii Domnului Iisus Hristos, el își dă seama că este și el un vas de lut. Dar știți ce-i minunat? Comoara Evangheliei și-a găsit loc în ființa lui. L-a primit pe Iisus Hristos. A ajuns apostolul Domnului Iisus Hristos. Ne-a scris 14 epistole în Noul Testament. A luat și a întins în jurul Mării Mediterane o salbă de biserici pe care le-a plantat el lucrând itinerant dintr-o parte în alta ca evanghelist al Domnului Iisus Hristos. A avut Dumnezeu un plan pentru viața lui. Și ar fi fost așa de minunat să-l vezi pe Pavel din tinerețea lui lucrând pentru Domnul. Dar n-a fost să fie așa. Pentru că înțelegând greșit legea Vechiului Testament, pornind de pe frustările alea în seminției lui Beniamin, învățând doar ce putea învăța de la oameni și ascultând doar de învățătura lui Gamaliel, el în loc să ajungă slujitor, a ajuns prigonitor. Nu știu ce ai adunat în vasul ființei tale, dar poate ceea ce a ajuns în inima ta te-a făcut să te umpli de ură sau te-a lăsat în necunoștință de planul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Și în loc să începi să calci pe calea pocăinței, poate că ai avut așa de mare aversiune, să nu spun altfel, pentru cei care umblau pe această cale a pocăinților. Știi ce urmează? În fața alegerii, Dumnezeu care vrea să ne scutească de marea lovitură, vine înainte cu mesajul cuvântului. Înainte ca să aducă nenorocirea, să aducă lovitura, Dumnezeu aduce mesajul. Du-te și spune-le. Spune-le, nu sunteți voi ca lutul în mâna mea? Nu pot eu să fac cu voi ceea ce vreau casa lui Israel. Versetul 11. De aceea vorbește și spune-le. Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea. Îndreptați-vă umbletele și faptele. Întoarceți-vă. E vremea să vă întoarceți. Pentru că dincolo de această vreme este nenorocirea. Poate că vom pleca de aici cu gândul că dacă chiar n-am să mă întorc și chiar dacă va veni nenorocirea, o să mă ridic din nenorocirea respectivă să-L slujesc pe Domnul. Eu nu-ți pot garanta că lovitura aceea te va lăsa întreg sau că te va lăsa în viață, dacă Dumnezeu va hotărâ să vină. Unii deja întind coarda răbdării lui Dumnezeu până dincolo de anume limită pe care eu nu o pot defini. Citeam pe un e-mail, se pare undeva în Brazilia, o tânără a auzit mașina prietenilor claxonând. Mama stăruia de ea și spunea, draga mame, nu te duce cu asemenea tineri. Nu-i bine pentru tine să umbli cu ei. Gândește-te că Dumnezeu așteaptă să te întorci la El și Dumnezeu vrea să fii pentru El. Mamă, lasă-mă să-mi trăiesc viața. A plecat în toată viteza să se întâlnească cu prietenii. Și mama plângând s-a dus până la poartă după ea. Draga mame, nu te duce. Mamă, lasă-mă în pace.
Dacă totuși te duci, zice ea fetei care urca în mașină, măcar ia-L și pe Domnul Iisus cu tine. Ia-L și pe Dumnezeu cu tine. Și fata învâltoare aia, prietenii ei acolo, plin de băutură, plin de voioșie, plin de viață, se pregăteau pentru distracție, pentru dezmăț mai departe. În situația aia, ea a întins coarda și a zis: mamă, unde să le anuvesc că suntem cinci în mașină? Doar dacă vrea să stea în portbagaj. Când era pe cruce, ne arată Evanghelia cum batjocoritorii batjocoreau în jurul Domnului Iisus. Și El răbda. Răbda să ducă până la capăt planul mântuirii. Să aducă o jertfă de plină înaintea Domnului. Și a răbdat batjocurile. Dar El nu mai este pe cruce. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: nu vă înșelați, fraților. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Mașina a plecat în trombă. Și în starea în care erau, din cauza vitezei, din cauza băuturii, a venit lovitura. Mașina s-a făcut zob, au murit toți cinci. Când a ajuns mama acolo, cu inima frântă se uita cum îi scotea din mașină. Dar la un moment dat, i-a atras atenția faptul că partea din spate a mașinii, portbagajul, era cu totul întreg. Când au deschis portbagajul, ca și cum Dumnezeu ar fi vrut să spună ceva, în portbagaj era un carton cu ouă. Niciunul dintre ele nu era stricat. Toate erau întregi. Și mama stătea și se gândea: acolo L-au trimis pe Domnul Iisus. Ce ai să faci cu El în seara asta? Ai să-L ții la ușă? Al să-L pui undeva ca o roată de rezervă în portbagaj, doar la vreme de nevoie să-ți mai aduci aminte, să-L mai chemi în ajutor? Sau ai să-L iei ca Domnul și Mântuitorul vieții tale? Apostolul Pavel L-a primit în ființa lui ca Domn și Mântuitor. Și a început de aici înainte să predice pe Cel pe care L-a prigonit. Și zice: în vasul ăsta de lut, așa cum e El, port acum comoara. Pentru că această putere nemaipomenită să nu vină de la noi. Noi suntem vase slabe de lut, să vină de la Domnul. Puterea Evangheliei, puterea de mântuire. Aș vrea să închei, dar m-am gândit că poate vine cineva și în sufletul lui, prăbușit și îndurerat de ce a avut până acum în viața lui, poate să spună: îi prea târziu. Mi-am bătut joc de viața mea. Mi-am făcut viața țăndări. Ce mai poate să facă Dumnezeu cu unul ca mine? Cu una ca mine? Asta mi-aduce aminte de un altolar. Undeva în vechea China, unde s-au făcut unele din cele mai scumpe vase de ceramică, cele mai scumpe porțelanuri. Un tânăr s-a pregătit la școlile de atunci și a vrut și el să fie un maestru în meseria lui. Și a venit ziua când el trebuia să se prezinte în fața comisiei și a luat și a lucrat un vas și l-a făcut cu atâta migală și l-a făcut cu atâta atenție și i-a dat o asemenea dimensiune, o asemenea formă de o frumusețe extraordinară. Se uita la el bucuros și spunea: în ziua de mâine, când am să pășesc în fața comisiei, sigur voi reuși să fiu admis, să intru în breasla lor, să fiu și eu un maestru ca și ei. Dar din neatenție cineva a lovit vasul. Și vasul s-a făcut țandă. Și se spune că a plâns până n-a mai putut plânge. Și era disperat. Își vedea tot visul lui de mâine năruit. Dar la un moment dat și-a oprit lacrimele și-a suflecat mânicile și-a început să alerge prin casă și-a adunat din casă toate obiectele de aur care le avea în casă. Era într-o familie bogată, obiecte scumpe, lucrate în filigram, tot felul de forme, tot felul de bijuterii. Le-a adunat pe toate fără nicio reținere, le-a băgat într-un creuzet și le-a pus în cuptorul acela în care cocea vasele.
Și când s-a topit tot aurul ăla, a început să ia fiecare ciob de acolo de jos și încet, încet, începând de la fundul vasului, să le lipească unele de altele. Și lua cu cleștele ciobul respectiv și îl muia în aur și îl lipea de celelalte. Și așa cum mai lucra o lampă Tiffany, cum mai lucra un vitraliu, bucată cu bucată, a ridicat vasul ăla și a dat din nou forma care o avea înainte. Era dimineața când a terminat de pus ultima bucată. Cu ochii roșii de nesomn, epuizat, dar așa de fericit, se uita acum la vasul ăla, aceeași formă, dar structura aia, lucrarea era ceva inedit, ceva cum nu mai văzuse nimeni. Când a mers cu vasul la comisie, ăștia tot s-au uitat și a spus, într-adevăr, n-am mai avut ocazia să vedem așa ceva. Dar de ce a fost nevoie să-l spargi? Și atunci el a povestit toată povestea. Când au văzut într-adevăr dârzenia lui, hotărârea lui, când au văzut dorința lui asiduă să ajungă într-adevăr printre ei și când le-a povestit toată munca lui și toată jertfa și toată cheltuiala aurului care a dat-o toată noaptea aia să-și realizeze visul, au zis, ăsta merită, merită într-adevăr să facă parte din breasa noastră. Se pare că a făcut multe lucruri grozave în meseria lui, dar vasul ăla a rămas ca podopera vieții lui. Dragii mei, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și dacă ne uităm în istoria lucrării lui Dumnezeu, vom vedea asemenea cioburi adunate la oaltă datorită harului nemărginit al lui Dumnezeu, puse la oaltă în dragostea lui iertătoare, aduse din nou în forma unui vas pe care Dumnezeu îl ridică din cioburi și din spărturi și în care Dumnezeu hotărăște să pună dragostea lui, să strălucească în dragostea lui ca aurul care adună totul la oaltă și să facă din asemenea oameni cu trecutul lor așa de păcătos niște vase curățite, sfințite, recuperate, iertate, prin care Dumnezeu își aduce mărturia îndurării lui. Și parcă câteodată, așa de mare cât a fost căderea unui om, așa de mare a fost harul, spune Pavel, recuperarea acestui om și mărturia unui asemenea om are așa de mare impact asupra sufletelor. Unii din noi s-ar putea să se ridice și să spună, și viața mea e o asemenea istorie. Din asemenea căderi, din asemenea păcate, din asemenea falimente m-a ridicat Dumnezeu, m-a pus la oaltă, a pus în ființa asta netrebnică comoara Evangheliei Lui, harul Lui, dragostea Lui, iertarea Lui, pocăința Lui. Doamne, îți mulțumim pentru îndurarea Ta. Mulțumim pentru harul Tău. Doamne, în seara asta stăm înaintea Ta. Unii din noi stăm și ne gândim, Doamne, că într-adevăr Te-ai îndurat și ne Te-ai făcut cunoscut și Te-am primit și ne-ai mântuit. Dar, Doamne, n-am fost întotdeauna vasul pe care Tu l-ai dorit. Și nu ne-am lăsat folosiți de Tine, purtați de Tine. Nu Te-am slujit îndeajuns, Doamne. N-am fost în curăția care trebuia să o avem. N-am fost în plinătatea Duhului, în plinătatea dragostei, în plinătatea jertfei, Doamne, pentru ca într-adevăr să fim dăruiți cu totul lucrării Tale. Doamne, în seara asta Te rugăm să ne ierți. Acei care doriți de azi înainte, să fiți înaintea Domnului un vas folositor, mai mult dăruit Domnului, mai roditor în câmpul Evangheliei, mai folositor în planurile și lucrările Domnului. Acei care din seara asta puteți spune, Doamne, Tu ești olarul. Și lucrați de cuvântul Tău în seara asta, Doamne, îți mulțumim că ne-ai mântuit, dar folosește-ne, Doamne, să ne învrednicim de răsplată și fă, Doamne, ca planul Tău minunat care l-ai pentru viața noastră să se împlinească cu adevărat, să ne putem bucura și aici și apoi o veșnicie întreagă. Stimați telespectatori, dorim să vă mulțumim pentru rugăciuni și sprijin financiar. Această emisiune este posibilă datorită ajutorului lui Dumnezeu și dumneavoastră. Fiți binecuvântați! Mai este loc în cer și pe
pentru tine. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc.